Tema de astăzi, cu ocazia împărtășirii, este mesajul împărtășirii, textul care a fost citit din 1 Corinteni, capitolul 11, de la versetul 20. Pentru că prin ceea ce facem noi aici, vestim, mărturisim, transmitem un mesaj. Și Apostolul Pavel, vorbind bisericii din Corint, atrage atenția acestei biserici, ne atrage atenția și nouă, cu privire la mesajul pe care ar trebui să îl transmitem. Ori de câte ori ne adunăm și stăm la masa Domnului. În primul rând, mesajul pe care noi îl transmitem, trebuie să-l transmitem, este un mesaj de ordin eclesiastic. Este un mesaj care ține de identitatea, de substanța, de esența Bisericii Domnului Iisus Hristos. Mesajul acesta îl transmitem ca biserică. În unitatea bisericii, în părtășia bisericii, în adunarea împreună a bisericii. Și când el analizează felul în care biserica din Corint transmite un mesaj, le atrage atenția, îi mustră, nu le spune vă mustru, dar spune nu vă laud, ceea ce e cam același lucru. De ce? Pentru că atunci când se adună în același loc, nu pot sta la cina Domnului, nu pot sărbători cina Domnului așa cum ar trebui să fie sărbătorită. Dumneavoastră știți că în primul secol oamenii nu aveau neapărat o anumită oră la care se adunau. Pentru că mulți erau sclavi și veneau când scăpau, când puteau. Trăim vremuri de mare har. Avem o oră de începere, știm când începe serviciu, știm când trebuie să venim. Poate că punctualitatea ar trebui să facă parte din disciplina de viață și din caracterul unui credincios. Pentru că dacă sărbătorim toți împreună, trebuie să fim toți împreună. Pentru că atunci să se realizeze această unitate în timp, trebuiau să se aștepte unii pe alții. Trebuiau să aștepte până ultimul rob venea, ajungea la adunare și puteau sărbători împreună cina Domnului. Asta era condiția lor, situația lor. Nenorocirea este că atunci când veneau la biserică, ei serveau și masa, se și hrăneau și li se făcea foame. Și probabil că aveau obiceiul mai întâi să ia cina și pe urmă să mănânce. Nu puteau să servească masa obștească fără să ia cina mai întâi. Și știi ce se întâmpla? Pentru că li se făcea foame, luau cina pe rând. Care cum ajungea, lua cina și pe urmă își etala bucatele pe care le aduseseră, că fiecare își aducea mâncarea de acasă. Eu am un alt har foarte mare, dacă avem o masă de dragoste, pregătim mâncare pentru sute de oameni și mâncăm toți odată și mâncăm același lucru. Nu era așa atunci. Nu își puteau permite să gătească pentru toți. Și atunci fiecare venea cu plasa lui cu mâncare de acasă. Se creau niște dezordini teribile și mai ales spirituale, de ordin spiritual. În primul rând, unul de-abia venea, alții aveau cina servită și masa
servită, erau, mâncaseră și băuseră, aici nu e vorba să se îmbete, sub nicio formă, dar pentru că e vorba de o mâncare și o băutură duhovnicească, există o mâncare și băutură care ține de foame și de sete. Și unii își serviseră masa. Și ca să servească masa, luaseră și cina Domnului. Și nu mai proiectau imaginea eclesiastică de biserică a împărtășirii. Și Pavel le spune, disprețuiți biserica lui Dumnezeu? Îi faceți de rușine pe cei care n-au nimic? Cu alte cuvinte, ceea ce Pavel le spune este că cina se ia împreună. În al doilea rând, se face o deosebire între masa Domnului și masa pe care o servim de foame. Biserica nu este locul unde fiecare se etala cu felurile de mâncare pe care și-au permis să le pregătească și să le aducă. Și se facă o deosebire între frații. Dragii mei, iată de ce trebuie să fim extrem de atenți casa lui Dumnezeu, pentru ca să nu creiem privilegii bazate pe altceva decât pe identitatea noastră spirituală de copii ai lui Dumnezeu. Am să-mi aduc aminte cu mare drag întotdeauna de păstorul bătrân al bisericii unde am copilărit. Probabil unii ați auzit de el, a fost mulți ani vicepreședintele cultului penticostal, fratele Dumitru Matache. În biserica unde am copilărit, ca în orice biserică, erau unii care aveau școli înalte, am avut doctor, profesori, am avut ingineri, am avut oameni cu poziții importante. Acum în America e puțin diferit, pentru că nu mai există aceste paliere, categorii de discriminare. Pe de o parte sunt oameni cu școală și oameni cu mai puțină școală, există oameni de business, oameni cu mai puțină pricepere la business, la afaceri, oameni care au mai mult, care au mai puțin, care știu mai mult, care știu mai puțin. Deci se creează o segregare în foarte multe domenii. Dar în România, mai ales în România, ideea era intelectualii și oamenii simpli. Și au apărut un pic de conflicte pe aici, pe acolo. Unii pentru că impuneau respect, alții pentru că nu ofereau suficient respect. Și s-a suit la Amvon bătrânul și a spus așa, ascultați. Noi trebuie să ne respectăm și identitatea noastră socială, dar trebuie să ne respectăm și identitatea noastră spirituală. Dacă cumva lucrezi la servici cu un frate care este profesor sau care e inginer, tu ești muncitor acolo, e maestru, are o poziție de autoritate, nu te duci peste el și spui, pace frate, ce mai faci? Și într-un setting social îl înjosești, pentru că el acolo are nevoie de autoritate, are un capital de autoritate și oamenii trebuie să-l respecte. Tu unde, ce mai faci, frate? Ce faci? Și te tragi de șiretul cu el. Acolo e domnul doctor, acolo este domnul inginer, acolo este domnul profesor sau doamna profesoară și îi dai respectul cuvenit în mediul social în care interacționezi cu el. Nu-l înjosești. Însă, când ați intrat pe ușa bisericii, nu mai e nici domnul profesor, nu mai e nici domnul inginer, nu mai e nici doamna doctoriță, e frate și soră în Domnul. Aici nu ne mai îmbrăcăm cu hainele de privilegiu social. Aici suntem frați și surori în Domnul Iisus Hristos și trebuie să respectăm această identitate și această calitate. Acum, ăsta a fost exemplul de atunci. În Corint,
Deosebirea se făcea la masă. Când unii întindeau o masă bogată și mâncau pe săturate, bucate gustoase, și alții ronțăiau la o bucată de pâine uscată, că erau și din ăștia. Și Pavel spune, în biserica Domnului așa ceva nu. În primul rând, serviți masa Domnului toți odată. Când vă adunați, nu unul mănâncă pentru că ăla e lui rob, vine mai târziu, când ajunge el, trei sferturi sunt cu cina Domnului servită și acum ei se îndoapă, mănâncă și celălalt ia și el cina într-un colț și mănâncă ce are. Iată de ce suntem împreună la serviciul de împărtășire și împreună celebrăm masa Domnului. Cina este un prilej de a-L onora pe Domnul și nu de a ne afirma pe noi. Inclusiv în felul cum ne raportăm spiritual la cina Domnului, nu procedăm ca fariseul care s-a dus și s-a prezentat cu toate faptele lui, cu tot bine. Dragii mei, haideți să vă spun un secret. Știți ce face cina Domnului cu noi? Ne pune pe același calapod. Pentru că Domnul Iisus Hristos este infinit. Eu nu știu dacă ar trebui fiecare să fie evaluat, să-i dăm un număr raportat la calitatea spirituală pe care o are. Să zicem că cineva e un creștin de 5, altul e un creștin de 6, altul e un creștin de 8, altul e un creștin de 10. Dacă ar fi 10, nu e infinit. Hristos este capul bisericii, este standardul de sfințenie al bisericii și El e nemărginit, e infinit. Știți ce se întâmplă? Distanța dintre fiecare dintre noi și ăla care e de 2 și ăla care e de 9. Distanța dintre noi și Hristos e tot un infinit. Și niciunul dintre noi nu se poate apropia de masa Domnului uitându-se la fratele de lângă el și spunând el e de 6, eu sunt de 8. Și dintr-o dată îi se curăță toată conștiința și cu o mare mândrie se apropie el de masa Domnului că el e vrednic. Nu. Tu nu te compari cu fratele sau cu sora, fiecare se cercetează pe el însuși. Este un mesaj eclesiastic prin care îl onorăm pe Dumnezeu ca biserică, nimeni nu iese în relief. Că de-aia spunea Pavel în Romani, până și marele părinte al credincioșilor Avram, dacă vrea să se laude cu ceva, se poate lăuda de față cu noi, dar nu înaintea lui Dumnezeu. Înaintea lui Dumnezeu nu se poate lăuda nimeni cu nimic, nici cei mai mari oameni. Toți s-au văzut zero, s-au prăbușit înaintea lui Dumnezeu. Începând de la Isaia, Ezechiel, Ioan, care la masă, la cină, a pus capul pe pieptul Mântuitorului. În Apocalipsa, cade la pământ, ca mort. Ori la cina Domnului, unitatea bisericii este și în această nevrednicie a noastră a tuturor. Suntem egali înaintea Domnului Iisus Hristos și toți avem nevoie de aceeași măsură de har ca să putem sta la masa Domnului. Suntem toți una în nevrednicia noastră, dar și în privilegiul de a proclama vrednicia Domnului Iisus Hristos în dreptul nostru. Este un mesaj eclesiastic. În al doilea rând, este un mesaj expozițional, care trebuie expus, care trebuie predicat și trăit. Versetul 23, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Iată, Domnul îl învață pe Pavel, Pavel învață biserica. Noi învățăm în casa lui Dumnezeu despre cina Domnului. E un mesaj în lucrarea pe care o facem și el este expus, este prezentat înaintea bisericii și înaintea lumii, atât prin predicile pe care le ținem, învățăturile pe care le dăm, cât și prin actul în sine al împărtășirii. Care este mesajul?
Mesajul că pâinea reprezintă trupul Domnului, că rodul viței reprezintă sângele Domnului și că noi facem lucrurile acestea pomenindu-L, mărturisindu-L pe Domnul Iisus Hristos în centrul sărbătorii noastre. Pentru că e trupul Lui și e sângele Lui. Da, dragii mei, știu că sunt și simboluri, că nu mâncăm carne și nu bem sânge. Dar nu ne împărtășim cu simboluri, ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului. Prin rugăciunea de binecuvântare, din punct de vedere spiritual, duhovnicesc, valoarea acestor elemente, și nu fac aici comparații nici cu monede, nici cu alte lucruri, e ceva mult mai sublim și mai superior. Pâinea și rodul viței devin în cugetul meu, în înțelegerea mea, în realitatea actului pe care noi îl îndeplinim, trupul și sângele Mântuitorului. Eu nu mai stau să despart firul de păr în patru. Pentru că atunci când Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor, dacă nu mă mâncați pe mine și nu beți sângele meu, nu aveți parte împreună cu mine. Au plecat și l-au părăsit. Știți ce mi se pare interesant? Că spune Pavel undeva, cine nu înțelege să nu înțeleagă. Să știți că sunt oameni care nu vor să înțeleagă. Unii oameni caută pricină de potignire în asemenea lucruri. Ca să ne înjosească și să ne insulte. Nu vi se pare culmea ca cineva să pretindă că noi suntem canibali și vampiri? Dar ce are cineva carnea și sângele Domnului Iisus Hristos de acum 2000 de ani? Dar ce noi aici aducem carnea unui miel și sângele unui miel ca să... Nu. Că și când ne botezăm în apă, în moartea Domnului, nu vi se pare sublim faptul că nu ne îngropăm în pământ? Păi dacă ne îngropam în pământ. Aceste elemente sunt simboluri. Dar sunt simboluri atâta vreme cât vorbim de ele și le explicăm. Când am întins mâna, când am luat pâinea, când am luat rodul viței, acolo nu mai facem filozofia simbolurilor. Acolo ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului, ca să avem viață. Pâinea aia nu-ți dă viața veșnică. Poți să mănânci o tonă. Rodul viței, sucul de struguri, nu-ți dă viață. Poți să bei un galon. De ce astea îți dă viață? Că îți dă viață. Pentru că devine echivalentul trupului și sângelui Domnului Iisus Hristos din punct de vedere spiritual, duhovnicesc, prin lucrarea pe care Duhul Sfânt o face. Mesajul acesta este un mesaj expozițional. Cina este o învățătură esențială a bisericii, un act instituit și oficiat inițial de însuși Domnul Iisus. Cina este un act public care afirmă și descrie jertfa Domnului Iisus. Cina se oficiază cu elemente simbolice, dar care afirmă o realitate perpetuă în viața credinciosului, că eu sunt una cu Hristos, că sunt împărtășit cu trupul Lui și cu sângele Lui. Și în al treilea rând, mesajul împărtășirii este un mesaj escatologic, care vorbește despre revenirea Domnului. Versetul 26 din textul citit, pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Cina anticipează revenirea Domnului, anticipează masa din cer și obligă credinciosul la o permanentă evaluare a stării lui spirituale, pentru ca să fie gata pentru cină. Și fiind gata pentru cină, întotdeauna să fie gata pentru revenirea Domnului. Știți, practic, care sunt oamenii pe care îi va răpi Domnul?
oamenii care se împărtășesc în mod vrednic prin cercetare personală. Ăștia sunt oamenii care vor avea parte de revenirea Domnului. Și odată pe lună avem șansa să ne evaluăm, să ne examinăm. Și mă rog, ca de obicei, să ne ajute Domnul în smerenie să ne găsim nevrednici, în Hristos să ne găsim vrednici.